Să revenim tot la sport, că am mai multe întrebări pe partea de nutriție. Sigur. Și pe partea de sport, tot din zona de beneficii, ca să zic așa, mi s-a întâmplat de multe ori, nu știu, să o iau razna de la munca de la birou și așa mai departe. Și am văzut că dacă mă duc în natură și alerg jumătate de oră, parcă mă mai liniștesc așa. Cum Așa se este, explică? așa este. Studiile au arătat că sportul poate îmbunătăți starea de spirit, poate reduce riscul de boli psihice, îmbunătățește memoria. Beneficiile sunt și la nivelul cordului, poate reduce riscul de infarct miocardic, patologii cardiace, îmbunătățește frecvența cardiacă, sportivii de performanță chiar au o frecvență cardiacă scăzută, întărește imunitatea. De aceea practicarea sportului este chiar recomandată pacienților, mai în special tinerilor și al copiilor. Ar trebui să vorbim și despre importanța sportului ca și rol important în integrarea socială. Poate sportul creează ambientul pentru persoanele care au un anumit sau hobby-uri comune. Astfel, sportul crește încrederea în sine, crește gradul de stimă și poate fi considerat un medicament pentru pacienții care suferă de depresie, anxietate sau chiar sunt pesimiști.